emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, emisiune electorală de promovare a candidaților care își doresc să vă reprezinte pe dumneavoastră, cei care în data de 9 iunie sunteți așteptați la vot, sunteți așteptați să vă exprimați opinia cu privire la cei pe care vi doriți să vă coordoneze, să spunem, în următorii 4 ani, fie că vorbim de primari, consilieri locali, consilieri județeni sau președinte de Consiliu Județean. Să nu uităm însă că vor avea loc și alegerile europarlamentare, un element extrem de important pentru toate comunitățile din România până la urmă. Astăzi, alături de mine, în platoul emisiunii Hunedorenii Votează, se află domnul Viorel Arion, candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de primar al municipiului Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem așa la câteva zile distanță de o zi extrem de importantă pentru întreaga țară până la urmă. Vor avea loc alegerile locale. Cam care a fost atmosfera așa în toată această campanie electorală, pentru că mai sunt doar câteva zile? Da, eu am perceput-o ca o campanie, să zic, normală din punctul meu de vedere. Fiecare candidat, fiecare formațiune politică a avut ocazia să-și spună proiectele, să discute cu oamenii, dar așa cum se întâmplă cam de fiecare dată, atunci când lucrurile se aglomerează în ultima parte a campaniei, opiniile sunt deja cristalizate și cred că multe lucruri nu mai pot fi schimbate. Din punctul nostru de vedere, am făcut eforturi la nivelul județului Hunedoara, în primul rând de a ne face cunoscuți ca Alianța Dreapta Unită, care este compusă din trei partide, Partidul Mișcarea Populară, USR și Forța Dreptei, și am încercat să acoperim întreg județul, având în vedere că totuși avem un județ destul de bine reprezentat în mediul urban, avem 7 municipii și 7 orașe, iar cea mai mare parte a electoratului nostru este din mediul urban. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Asta nu înseamnă că am neglijat mediul rural, dimpotrivă, am fost prezenți și acolo la multe din acțiunile care au avut loc în această perioadă. Așadar, o campanie destul de liniștită, să spunem, în ceea ce vă privește și ceea ce privește municipiul Hunedoara. Da, ne-am întâlnit chiar și pe teren cu activiștii, să zic, celorlalte partide. Nu a fost niciun incident. Am văzut la televizor că au fost zone în țară în care incidentele au fost chiar violente. Nu a fost cazul în județul Hunedoara, în municipiul Hunedoara. Până la urmă, este libertatea și dreptul cetățeanului de a alege și nu prin violență pot fi obținute voturile. Alegerile europarlamentare parcă au fost puse așa într-un con de umbră în ceea ce privește pe hunedoreni, cel puțin. Ne întrebăm oare de ce? Nu sunt la fel de importante, poate, față de acele locale? Sunt foarte importante, în opinia mea, și cred că această comasare n-ar fi trebuit să aibă loc dacă acordam importanța cuvenită acestei instituții. Parlamentul European era bine să fie avut alegeri separate pentru Parlamentul European și alegeri separate pentru locale. Dar pentru că mai mari PSD și PNL au considerat că așa e bine să fie comasate ca să-și maximizeze șansele de a câștiga voturi, am ajuns în această situație și, evident, așa cum se anticipa și așa cum am bănuit cu toții, problemele comunităților locale au prelevat, au fost mai importante decât
cele care vizează Parlamentul European. Deși după data de 9 iunie vom avea o imagine foarte clară a Uniunii Europene așa cum va fi ea pentru următorii 5 ani. Și să nu uităm că inclusiv pentru unitățile administrativ-teritoriale, pentru consiliile județene, primării și așa mai departe, sunt esențiale aceste fonduri europene, sunt esențiale, e esențială de fapt și reprezentativitatea pe care noi ca stat o avem acolo în cadrul Parlamentului European. Așa este, trebuie să recunoaștem că progresul României din ultimii aproape 20 de ani se datorează în mare parte faptului că am aderat la Uniunea Europeană în 2007 și că suntem de atunci membru cu drepturi depline. Făcând un calcul, România mai mult a luat decât a dat, pentru că noi și cotizăm la bugetul Uniunii Europene și lucrul acesta se vede în proiectele care se derulează și care s-au derulat și care vor mai urma în perioada următoare. Ele sunt foarte importante pentru comunitățile locale, pentru infrastructură și de aceea noi, ca partid de dreapta, ne declarăm pro-europeni fără niciun fel de discuție. Nu punem la îndoială apartenența noastră la Uniunea Europeană și considerăm că a fi membru în Uniunea Europeană ne dă și drepturi, dar și datorii către această instituție fundamentală a Uniunii Europene. Vis-a-vis de drepturi și îndatoriri, până la urmă și un primar are și drepturi și îndatoriri în ceea ce privește comunitatea pe care o reprezintă. Ați reprezentat și dumneavoastră municipiul Hunedoara, pentru că ați fost primarul municipiului Hunedoara. Ce vă doriți să faceți mai mult pentru acest oraș, pentru hunedoreni? În primul rând, așa cum am mai spus-o și o voi spune cu orice ocazie, în Hunedoara problema locurilor de muncă este problema numărul 1. Pe lângă acest fapt, nivelul salarial al angajaților din sectorul privat este unul foarte scăzut. Deci chiar dacă locurile de muncă din mediul privat există într-o proporție destul de bine reprezentată, totuși nivelul salariilor este unul redus. Și cum ar după, putea să intervină aici primarul calculul, sau cei din administrație? Asigurând un mediu propice concurenței, pentru că atunci când agenții economici se concurează între ei, când au nevoie de forță de muncă, când umblă după oameni, după oameni bine pregătiți, atunci și oferta salarială va crește. Un primar poate să facă prin înființarea claselor cu învățământ dual. Vă dau un exemplu, eu când eram primar am avut clase cu învățământ dual de la 6 agenți economici din oraș care pregăteau, care contribuiau practic cu jumătate din bugetul alocat fiecărui elev. Cealaltă jumătate venea de la Ministerul Învățământului și era mulțumită toată lumea. Era mulțumit agentul economic care are resursă umană, erau mulțumiți copiii aceia pentru că aveau asigurat un viitor loc de muncă. Deci dacă un primar se implică și dacă aduce investitori în primul rând, atunci și concurența crește și salariile vor crește. Deci e nevoie de această echipă, să spunem, între școală, învățământ dual, cum spuneați, administrație publică și antreprenori. Obligatoriu trebuie să existe o relație între instituția primăriei și antreprenori. Și evident că interesul comun este în primul și în primul rând forța de muncă. Este o problemă acum nu numai în municipiul Hunedoara, și în județul Hunedoara este o problemă legată de forța de muncă, dar eu consider și este opinia mea că implicându-mă ca primar în municipiul Hunedoara în
readucerea hunedorenilor acasă, s-ar putea rezolva această problemă, pentru că avem foarte mulți tineri care sunt plecați în orașe mai mari, orașe mai ofertante din multe puncte de vedere, sau chiar plecați în străinătate și care, dacă ar avea în Hunedoara niște salarii adecvate, s-ar întoarce. Și am avea un dublu câștig. Pe de o parte, forță de muncă bine pregătită, deja bine pregătită, și bineînțeles că odată ce plătești mai bine oamenii care lucrează în mediul privat, și impozitele pe care aceștia le plătesc contribuie mai mult la creșterea bugetului local. Cunoașteți foarte bine ceea ce se întâmplă cu antreprenorii din județul Hunedoara prin prisma profesiei și prin prisma funcției pe care o aveți în prezent. Sunt dispuși hunedorenii să mai investească aici în zona noastră? Mai au, poate, că ai nevoie și de puțin curaj să pornești la un astfel de drum? Eu cred că da. Eu cred că da, și municipiul Hunedoara este, din acest punct de vedere, eu zic, un loc foarte ofertant, pentru că are ceea ce nu au alte locuri, alte orașe. Are o infrastructură energetică foarte bine pusă la punct, rămasă de pe cei drept de pe vremea dinainte de 89, și are terenuri, are două parcuri industriale care pot fi oferite investitorilor, și pe lângă aceste parcuri industriale mai există și foarte multe terenuri în domeniul privat al municipiului Hunedoara care pot fi oferite viitorilor investitori. Ceea ce va trebui să le oferi în plus acestor investitori este o mână de ajutor, respectiv să le asigură o infrastructură bună, un acces la autostradă, având în vedere că vom avea și o descărcare în viitorul apropiat la Sântu Halm, și în al doilea rând să le asiguri acestor investitori și un dialog cu reprezentanții guvernului, să poată beneficia și ei, așa cum beneficiază alți investitori în alte locuri ale României, de ajutoare de stat. Aceste ajutoare de stat se acordă de mult timp, chiar înainte de a fi membri ai Uniunii Europene, și ei sunt, în primul rând și în primul rând, se acordă investitorilor care creează locuri de muncă. Uitându-mă peste proiecția bugetară a anului 2024, am constatat, din punctul meu de vedere, un lucru care nu mi se pare drept, nu mi se pare corect. Cea mai mare sumă care pleacă în anul 2024 ca și ajutor de stat pleacă la un investitor din Oradea, și nu mi se pare acest lucru principial. Există orașe, cum ar fi municipiul Hunedoara, care ar avea nevoie de aceste ajutoare de stat să fie date viitorilor investitori. Asta înseamnă probabil că și cei din administrație ar trebui să-i sprijine pe acești investitori, să facă poate și lobby acolo unde au ușile deschise, bineînțeles, și mă refer aici la ceea ce se întâmplă la București, și ne întoarcem iată la ceea ce spuneați de importanța acestei legături până la urmă pe care trebuie să, da, să o aibă. Eu, din păcate, când am fost primar, n-am avut norocul ăsta să am la guvern partidul meu, să zic așa, cum, ca să îl reproduc pe un clasic în viață. N-am avut partidul meu, am fost în opoziție și cu toate astea am reușit să înduc proiectele la bun sfârșit. Ori în condițiile actuale în care mulți primari, inclusiv primarul de la Hunedoara, are de partea sa guvernul său, adică să nu uităm că primul ministru este premier PSD, ar trebui să-i bată la ușă și să-i spună: uite, am nevoie să mă ajuți cu niște investitori, pentru că eu am parc industrial la intrarea Hunedoara, am parc industrial lângă Castelul Corvinilor, trebuie doar să le acorzi niște ajutoare de stat pentru ca oamenii să vină în municipiul Hunedoara și să creeze locuri de muncă. Când ar trebui să fie oprită, să spunem, implicarea politică în administrație? Ea nu se va opri. Deci
politica chiar și la nivel european. Vedeți cum se desfășoară pe toată lumea, face lobby și încearcă să tragă spuza pe turta lui. În fond, despre asta vorbim. Până la urmă, lupta pentru putere este o luptă pentru accede la resurse și și bătălia la nivel european se duce între partidele pe care le cunoaștem cu toți. Acum, mai nou, este o luptă a partidelor, să zicem, europene împotriva celor eurosceptice. Eu sunt convins că vor câștiga partidele democratice, cele care doresc continuarea Uniunii Europene, pentru că această Uniune Europeană reprezintă, din punctul meu de vedere, viitorul acestei zone a lumii. Așadar, politica va fi întotdeauna prezentă, indiferent de activitate, să spunem, că vorbim de administrație, de sănătate, de educație. Alternativa la departe. Politică și la democrație este tirania, să zic așa, despotismul. Nu cred că ne dorim așa ceva. Vedem cu toții ce se întâmplă în Rusia lui Putin, ca să nu vorbesc și de alte regimuri. Nu cred că noi ne dorim să ajungem acolo, mai ales că românii au vărsat sânge pentru a câștiga aceste drepturi democratice. Cred că viitorul nostru este în Uniunea Europeană și ne va fi bine acolo. Pe lângă funcțiile pe care le aveți și pe care le-ați deținut de-a lungul timpului, cred că o chestiune extrem de importantă este și cea legată de familie. V-ați îndruma nepoții, spre exemplu, să rămână aici în Hunedoara, să rămână în județul Hunedoara? Cu siguranță vor rămâne. Nepoții mei vor rămâne în municipiul Hunedoara și fata asta mea sperați dumneavoastră. A ales... Păi nu, dar vă dau un exemplu. Fata mea a avut opțiunea să rămână în Timișoara, cum au rămas mulți alții și în Timișoara și în Cluj și în alte orașe mai ofertante din multe puncte de vedere. Ea a ales să rămână în Hunedoara și atât ea cât și generele meu sunt antreprenori și au afaceri în municipiul Hunedoara. Cred că e un lucru bun și cred că fiecare hunedorean ar trebui să plece de la această idee, în primul rând să-și țină copiii aproape în oraș și după aceea să încerce să-i convingă și pe alții să revină în acest oraș, pentru că este un oraș frumos, cu perspective bune din punctul meu de vedere, doar din punct de vedere economic ar trebui puțin accelerate lucrurile. Dar iată că vin din urmă cei mici, nu? Și cu siguranță vor accelera și ei acest motor principal, să spunem, al economiei județului Hunedoara. Eu spuneam și în emisiunea de ieri că chiar din propria experiență am niște lucrări acum în derulare acasă și le fac cu niște băieți care au o firmă înregistrată în Belgia. Ei au făcut multe lucrări acolo și acum, pentru că nivelul, să zicem, salariile pe care le pot primi sau nivelul costurilor lucrărilor pe care le fac este aproximativ egal cu cele pe care le pot lua în Belgia, preferă să ia lucrări aici, nu numai la mine. Știu că atunci când există o pauză de lucru, merg în alte părți și oamenii încep să aprecieze în primul și în primul rând calitatea lucrărilor, pentru că oamenii aceștia care vin cu experiență acumulată în țările din vest vin și cu o calitate a lucrului și asta contează foarte mult. Calitate pe care ar trebui să o regăsim de fapt în toate lucrările, indiferent că vorbim de administrație publică, indiferent că vorbim de mediul privat, calitatea ar trebui cumva să fie elementul principal. Și dumneavoastră, nu cred că v-ar conveni să puneți niște gresie care a ajuns totuși la niște prețuri
colosale aproape și la prima călcare să crape sau la primul când... Ei, mai avem exemple de astfel de lucrări făcute așa prin județul Hunedoara pe domeniile publice, să spunem, care lucrări avem care exemple, lasă de dorit, domnului, deci am fost acum în această campanie și am trecut pentru că era în drumul nostru și pe lângă blocurile anvelopate termic pe fonduri europene. Din toate blocurile, un singur bloc, într-un singur caz, am găsit oameni care s-au declarat oarecum mulțumiți de calitatea lucrărilor. În rest, lucrările sunt, le-am văzut cu ochii mei, deci sunt sub orice critică, adică locuri în care nu s-a pus deloc material hidroizolant, lucrări care erau un proiect și n-au fost executate, lucrări de pe casa scărilor. Mi-a arătat o doamnă că atunci când plouă, îi plouă în casă din cauza faptului că lucrarea a fost prost făcută. Acum, eu am întrebat, așa cum cred că ar întreba oricine, dar se dă o garanție. Garanția pentru o lucrare pe fonduri europene este de 5 ani. Da, dar care a făcut lucrarea a dat faliment. De. Și ce mai are de făcut acea familie în situația aceasta? Nu, e vorba de multe familii, că sunt niște blocuri turn cu 11 etaje și sunt foarte mulți acolo în situația asta. Nu, este, din punctul meu de vedere, o greșeală de management. Acolo, la lucrările respective, trebuia să fie prezent primarul, pentru că și eu, când am avut lucrări pe fonduri europene, în fiecare dimineață eram prezent pe șantier. Și dacă nu stai după oameni să vezi cum fac și să corectezi acolo unde fac greșit, atunci oamenii vin, spun față niște devize, uite, am făcut lucrarea și semnează și dăm banii. Chiar ne întoarcem la calitatea lucrărilor, nu? Care uneori lasă de... Doamna Petronela, eu am în 2012-2013 am finalizat asfaltarea celor 12 bulevarde din municipiul Hunedoara. Garanția pentru această lucrare a fost 5 ani. Au trecut 12 ani și în bulevardele astea n-a apărut nicio groapă. Deci 12 ani. Pentru că am fost în fiecare zi să văd cum se fac lucrările, să văd dacă se toarnă așa cum scrie în proiect, dacă se pune acea pânză care era trecută în proiect și dacă s-au respectat toți indicatorii din proiect, a rezultat o lucrare care și-a depășit cu mult termenul de garanție. Au trecut 12 ani și pe bulevardele astea n-au apărut nicio groapă. Hunedoara nu înseamnă doar municipiu, înseamnă și câteva sate aparținătoare. Ați luat contact cu siguranță și cu acești oameni care locuiesc în aceste zone. Care ar fi, să spunem, prioritățile pentru aceste sate, pentru oamenii care locuiesc aici? Deci la Pestiș am reușit să introduc apa în 2015-2016. A rămas o problemă nerezolvată încă și mă întreb de ce nu a fost rezolvată, deși au trecut 10 ani de atunci. Apa în Răcăștie, în Boș, în Zlaști. Comunele astea, din păcate, au fost date uitării. Actualul primar se preocupă doar de zona centrală a municipiului Hunedoara și toate celelalte zone sunt uitate. Este cazul și cartierelor din municipiul Hunedoara, micro 7, micro 6, micro 5, acolo unde în ultimii ani nu s-a investit niciun leu. Ce să mai vorbesc că nu s-au schimbat nici măcar băncile. Iarba e mai mare decât biroul ăsta. Deși banii de la bugetul local se duc foarte mulți către lucrările astea de întreținere. Sunt multe de făcut și, din păcate, dacă te canalizezi doar pe lucrările din centru și neglijezi pe cei de din satele aparținătoare, cum spuneați dumneavoastră, este un lucru trist. Oamenii ăștia au și ei drepturi, oamenii ăștia cotizează și ei la bugetul
local și bineînțeles că trebuie să ai grijă de ei. Eu le promit că voi prinde aceste lucrări în imediat după ce voi câștiga alegerile de la municipiul Hunedoara și vom rezolva toate problemele acestor cetățeni. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, cred că mai avem vreo 5 minute din emisiunea de astăzi. Sunt multe lucruri de făcut și când consideri că ai terminat, încă mai găsești anumite lucruri, plus că trebuie cumva să țineți pasul și cu acest secol și aici mă gândesc și la digitalizare, la o transparență poate mai mare a lucrărilor, a tot ceea ce înseamnă aparatul administrativ și oameni pregătiți să facă fața acestor provocări. Mă refer aici la partea aceasta de digitalizare care a început așa cu pași timizi, să spunem, doar că în continuare să mergem paralel cu toate aceste aspecte. Considerați că este oportun acum în 2024 să trecem și pe partea aceasta de digitalizare, lucru care i-a cam speriat pe unii funcționari publici pentru că se gândesc că ei nu-și vor mai găsi locul într-o primărie sau într-o instituție publică. Da, asta se va întâmpla. Adică e o consecință până la urmă normală în momentul în care investești în digitalizare și anumite sarcini sunt preluate de aceste sisteme digitale, evident că va trebui că unii își vor pierde locul de muncă. Cred că e o expresie cam dură, că e atâta nevoie de forță de muncă în municipiul Hunedoara, încât își vor găsi cu siguranță foarte repede de lucru în mediul privat. Mediul privat abia așteaptă să aibă oferte, să aibă de unde alege atunci când fac angajări. Eu știu foarte mulți agenți economici care stau cu săptămânile ca să aștepte să vină cineva să depună un CV. Da, digitalizarea înseamnă și reducerea aparatului bugetar, iar Alianța Dreapta Unită recunoaște la modul deschis că e o necesitate ca aparatul bugetar la nivelul întregii țări să fie redus, pentru că a crescut, am ajuns deja la aproape 1.300.000 de angajați în sectorul bugetar, în timp ce în sectorul privat nevoia de forță de muncă este foarte mare. Acum a ajuns principalul angajator, să spunem, statul în prezent. Așa este și nu este un lucru. Uitați în comunitățile dezvoltate, cum este Timișoara, cum este Bacău, cum este Brașov, mediul privat este foarte puternic. Sunt mulți investitori, oamenii au venituri mai mari decât în alte zone. Și asta doar pentru că este concurență sau pentru că sunt mai multe firme? Pentru că e firesc să se întrebe și hunedorenii, de ce dacă lucrezi la aceeași companie precum o persoană care lucrează la aceeași companie, dar în Timișoara, spre exemplu, acela are un salariu mai mare, pentru iar că eu în Timișoara am un este mai concurență mic. Mai mare. Sunt investitori mai mulți, forța de muncă, cererea de forță de muncă este mai mare și atunci singurul argument pe care l-au angajatorii este să crească oferta salarială. Asta este jocul pieții până la urmă și aici trebuie lucrat, pentru că nu poți să-l forțezi pe un patron, pe un angajator să crească de la el așa salariile că îi spui tu. Trebuie să creezi un mediu concurențial și acest mediu concurențial va asigura și veniturile la nivelul pe care oamenii și-l doresc. Un nivel care va trebui la un moment dat să se schimbe cu siguranță, pentru că am văzut și noi câteva date statistice și județul Hunedoara nu stă chiar foarte bine la acest capitol în ceea ce privește nivelul Suntem salarial. Suntem chiar pe ultimul stăm loc. Bine la nivelul de pensii și asta există Suntem o explicație pe ultimul plauzibilă. Loc, din păcate, la nivelul salarizării în județ, noi ca județ, în raportat la celelalte județe din țară și creșterea
care s-a făcut în ultimele luni ca să se țină pasul cât de cât cu inflația este cea mai mică din țară, din păcate. Iar acest lucru l-am auzit de multe ori mergând în aceste zile pe străzi de la mulți hunedoreni care se plâng că banii sunt puțini, că nu au cu ce să-și plătească facturile, că nu au cu ce să cumpere alimente și soluția este dezvoltarea mediului privat. Este singura soluție cu care putem să-i ajutăm pe acești oameni și mie îmi pare rău când văd că acest guvern PSD-PNL se preocupă doar de bugetari și uită complet angajații din sistemul privat. Suntem la final de emisiune, o să vă rog să le transmiteți un mesaj hunedorenilor. Dragi hunedoreni, avem de ales în 9 iunie între o stângă conservatoare care se dedică doar și doar clientelei sale politice și dreapta unită, un partid modern cu viziune modernă care va dezvolta municipiul Hunedoara. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, mult succes vă doresc în continuare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!